produsele viitorului. Vă rugăm. Să ne întoarcem către surse. Ați văzut cam cum arată tendințele ultimului, să zicem, pătrar de veac 20 și, de ce nu, primele decenii ale veacului pe care îl trăim, de fapt al mileniului în care am pășit. Întotdeauna povestea modului în care ne îmbrăcăm a fost o provocare pentru foarte multe categorii de oameni, dincolo de zona geografică, dincolo de nivelul lor de instrucție și educație, dincolo, dacă vreți, de ceea ce în diverse etape istorice, din punct de vedere tehnologic, oamenii au avut la îndemână. Sigur, pentru cultura tradițională, înțelegând preponderent cultura românească, dar nu decupată, izolată din context european și nici chiar mondial, trebuie să spunem că ea pornește de la câteva principii care o definesc și care o individualizează totodată ca pe un organism viu. Este o modalitate în care, cum spunea și mai înainte puțin Ioana și cum a confirmat și acum domnul profesor, omul a încercat să trăiască în univers, nu arogant, cum ni se întâmplă nouă astăzi, nu cu sentimentul superiorității, ci ca parte, componentă și, dacă vreți, ca modul care se poate, prin efortul uman, regăsi în natură și, de asemenea, în habitatul pe care îl are în viața lui cotidiană, dar și de sărbătoare. Costumul, portul, modul în care omul și-a gândit vestimentația, voi prezenta o serie întreagă de costume care aparțin colecțiilor Muzeului Național al Satului Dimitrie Gustic din București. Ele sunt din majoritatea zonelor etnografice ale țării. Sunt piese care, ca datare, sunt secolul XIX, mijlocul secolului al XIX, la începutul secolului XX. Sunt piese care respectă câteva principii fundamentale, atât din punct de vedere al concepției, cât mai ales al atitudinii în relația de comunicare. Costumul și vestimentația pentru oamenii simpli, pentru țărani, pentru comunitățile de odinioară, erau cartea lor de identitate. După cum se îmbrăcau, după cum își asociau piesele componente, ei își exprimau apartenența la un anumit areal geografic, la o anumită categorie socială și la o anumită grupare de vârstă. Aceste trei elemente pe care costumul le reunește întotdeauna, le păstrează și astăzi, și avem și noi mentalitar păstrat cumva acest dat că nu ne îmbrăcăm în fiecare zi așa cum apelăm în situațiile de eveniment, că decelăm costumul și vestimentația pe vârste și de asemenea mai facem o diferențiere care în funcție de zona geografică mă obligă cumva și funcțional să o am în atenție. Costumul popular, dincolo de multele sale variante, însă din punct de vedere morfologic, este o alcătuire extrem de simplă. Este în primul rând rodul muncii individuale, este vorba de acea părticică de suflet care, volens nolens, a trebuit să fie incorporată. De fapt, este de la fibră pe care trebuiau să o cultive, fie că era vorba de in, fie că era vorba de cânepă, fie că era vorba de lână. Toate aceste materiale prime trebuiau să le producă în cadrul gospodăriei tradiționale. Toată această laborioasă muncă de producere a firelor
necesare țesăturii, făceau ca, din punct de vedere al competențelor, a ceea ce acum se cheamă savoir-faire, să aducă pentru lumea ruralității, nu numai la noi în România, ci și în plan european și extraeuropean, un domeniu de cercetare pe care astăzi, pe plan UNESCO, societățile de antropologie și de etnologie se străduiesc foarte mult să, și o parte din filologie să le documenteze și să le arhiveze, pentru că acest mod de a ști, să-ți obții de la fibră, la veșmânt, la ultimul detaliu, în cazul acestor haine, tot ce ți este necesar pentru a putea să ai ce-ți trebuie, este un lucru care astăzi a dispărut, este aproape de neconceput și cred că și pentru voi am avut această experiență și la noi, la Facultatea de Arte, în momentul în care am luat un foior de cânepă și planta și ne-am pus alături, întrebând ca la ghicitoare ce fel de plantă este aceasta, văzând-o direct, deci nu în poză, nu în alte condiții, au fost ezitări. La fel, în momentul în care am prezentat o capsulă de bumbac. Este, deci, din acest punct de vedere, un contact care, nemai fiind practicat, te îndepărtează, te pune în situația în care materiile prime le luăm de la acele specializate unități care ni le pun la dispoziție. Toate aceste lucruri fac însă ca în materie de modă un filon extrem de laborios și extrem de bine reprezentat sunt texturile și contexturile. Costumul popular și în general tot ceea ce înseamnă aceste suprafețe textile aduce o bogăție infinită de utilizare ingenioasă și creativă ca mărci etnice a firelor și a modului în care ele sunt asociate. Dacă vorbim, de exemplu, de o combinație dintre lână și borangic, care este tipică unui anumit areal, vom ști că acea țesătură transformată într-o ie sau într-o cămașă feminină sau masculină este emblema unei singure subdiviziuni geografice din România și e vorba de Polișul Central Moldovenesc, Iași-Vaslui. Acolo lână se torcea prin mărgică, era o probă premaritală, fetele nu se puteau căsători dacă nu știau să toarcă lână atât de fin, iar borancicul era folosit pe pas, pe post de urzeală și lână pe post de păteală. Relația dintre opac și transparent, relația în, dacă vreți, în suprafață între grosimile și subțirimile categoriilor de fibre, dădeau materialului un tip de efect în care lumina era absorbită, dar și lăsată să treacă, care conferea veșmântului suplețe, flexibilitate și în același timp un tip de voluptate. Pentru că, vedeți, totdeauna haina nu a făcut abstracție de calitățile și de geometria trupului și silueta a fost întotdeauna elementul de referință. A fost și cred că va rămâne, Ioana. Da. O mai ascundem, o sugerăm, o etalăm, ba chiar din potrivă, la un moment dat, nu haina devine elementul care să protejeze trupul, ci aș spune, trupul este un mesager direct și haina un pretext. De fapt, relația aceasta bi-univocă dintre acoperit și descoperit, dintre, dacă vreți, purtătorul de veșminte sau, dimpotrivă, cel care nu are nevoie de veșminte, e vorba de trupul nud, de această armonie fabuloasă a geometriei formelor umane care au constituit de-a lungul timpului canoanele și idealurile care au impus din punct de vedere, să spunem, mentalitar, anumite categorii de veșminte, se regăsește și în costumul tradițional.
Dincolo de materiale, ce să mai vorbim de toate stofele care erau țesute, care lăsau în funcție de numărul de ițe, la vedere texturile de vreduți, texturile de romburi, texturile năvădite care însemnau un savant model geometric, Jacquard le-a instituit, bine mersi, în țesăturile lioneze și le-a impus pe mapa mund, dar și țăranca noastră care țesea în Transilvania, în Ozoare, după modelul săsesc, este foarte adevărat, central european. Și ne povestește această confluență, mai ales zona Orăștiei, zona Târnavelor, vine să ne spună în șorțuri o poveste excepțională de măiestrie tehnologică, dar vine să ne mai spună și de vecinătăți, vine să ne mai spună și de limbaj ale universalității și vine să ne mai spună, dacă vreți, și de o subtilă și rafinată creativitate care știe să asigure ponderi cromatice pe anumite, să spunem, structuri și pe anumite zone din geometria trupului uman. Costumul este foarte simplu rezolvat, el nu este pe sistem de croi, el este pe sistem de fir drept, care înseamnă, de fapt, bucăți îmbinate. Ați văzut câteva elemente din ce v-a prezentat Ioana, ale ingeniozității îmbinării bucăților de țesătură. Se cheamă cheițe, se cheamă cheițe croșetate, se cheamă cheițe împletite, se cheamă, aveți o varietate infinită, până la cheia cu noduri. Și aici ajungem în Europa Centrală. Și iarăși ne răsfățăm la toate acele îmbinări care sunt dantelate, care sunt raforate și care de asemenea lasă la vedere o serie de lucruri care înseamnă și măiestrie, înseamnă și știință și înseamnă multă performanță umană. Fiindcă costumul se constituie ca un fel de tezaur de familie și de neam. El nu este aportul gândirii lui Saint Laurent, nu este aportul gândirii, lui Galiano, nu este aportul unei singure minți. El este decantarea mai multor generații, este aportul, dacă vreți, al unei familii, al unui neam și apoi al unei zone. De aceea, în cadrul costumului tradițional, nu o să distingem un autor. Nu s-a semnat nimeni, n-a pus nici etichetă pe față, nici pe dos, ci a încercat să pună o scriitură, o altfel de scriitură, care are valoare de marcă în vizual, care are valoare de metalimbaj și are valoare de amuletă. Aveți în față o grupare pe vârste din Oltenia. Aveți în față, dacă este să ne raportăm la ținuta de sărbătoare, că o să vedeți numai ținute de sărbătoare, trei etape istorice și, bineînțeles, două statute civile. Avem statutul de nevastă tânără și perechea ei bărbatul, dar avem și statutul celălalt al femeii mai în vârstă, care are legătura de tulpan. Capul, se deosebire de moda actuală, care deseori îl cam uită din combinația generală, rămâne numai trupul, în cultura tradițională făcea parte integrantă din ansamblu. Din acest punct de vedere, el era, ca și fizionomia, cheia în lectura vizuală a identității și a, mai ales a statutului social. Din acest punct de vedere, marama, tulpanul, conciul, ceapsa, în funcție de zone, vor spune despre ce vârste sau despre ce statute civile avem de-a face. Aici avem, spuneam odată, vârstele. Avem apoi acel tip de jachetă foarte specială. O vedeți și cred că în bagajul dumneavoastră vizual ați ajuns să o... cum să spun, cu frecvența apariției ei, apropo de embleme folclorice, puțin supărătoare. Este ceea ce cândva, din Căschileru, din Gorj,
acest deputat în secolul al XIX-lea ajunge să adauge costumul popular pentru a se deosebi ca statut și prestigiu între ceilalți săteni. Acest tip de haină, atât de împodobită cu găitane, care se aplicau peste țesătura fină de postav, de lână, dat la piuă, adică fătrată, și aici bănuiesc că fiecare dintre noi știm că fiecare categorie de fire își au speculații în vizual care pot fi la un moment dat aturi pentru categorii de piese. Întotdeauna acest tip de costum era costumul de sărbătoare, pentru că presupunea o anumită calitate de lână, e vorba de lână țigaie, care era mai rară pe la noi, și care aducea cu sine această stofă fină care permitea mai mare flexibilitate. Piesa respectivă, bogat împodobită, ne trimite către lumea orientală, ne trimite în acel Orient de care nu eram departe, care istoricește vorbind, de la Istanbul încoace, a exportat o sumedenie de lucruri. Ați văzut într-o piesă foarte frumoasă pe care ai prezentat-o, Ioana, de ilic. Este una din modalitățile, întorcându-ne din nou la relația siluetă-veșmânt, cum feminitatea este pusă în valoare printr-o serie de piese care marchează talia sau, dimpotrivă, marchează bustul. Acest lucru este ilicul oriental care vine să îți sublinieze și prin decor tot acest tip de aplicație care este fastuoasă în funcție de putere economică, poate fi un simplu șnur împletit din lână sau poate fi un firet aurit, care era o pasmanterie adusă de ambulanți, de comercianții ambulanți de la Istanbul. Toate aceste lucruri se citesc pe haina bărbatului,